Înțeleg că este singurul navigator de pacienți din România, o meserie pe care spune că a reușit să o și introducă în nomenclator, da. Și practic ar fi deja o meserie sau se dorește a se face o școală care să instruiască astfel de oameni care să devină la rândul lor navigator de pacienți. Hai să aflăm mai bine ce înseamnă navigator de pacienți, că am tot căutat, am încercat. Vine astăzi să ne povestească mai multe despre asta Victoria Asanache. Noi am căutat și vorbeam așa din ce am găsit. Da, din supoziții mai mult. Practic, ce este? E o meserie nouă, așa este. Este inclusă în nomenclatorul de meserii. Eu am făcut doar partea de oncologie. Deci se referă la o persoană care este o interfață între pacient și medic. Okay. Îl ajuți pe medic să piardă mai puțin timp cu pacientul, l-a ajuns pe pacient să înțeleagă boala lui. E un liant, de fapt. Și dincolo de această situație, pur și simplu, regăsim pacienți care spun în programul acesta de navigație, mă simt mult mai în siguranță, știu ce am de făcut, mă mișc mult mai repede, nu pierd timp, stând la multe uși, mi se spune înainte ce trebuie să fac. Consilier medical sau cum să-i spunem? Nu e un consilier, de asta se numește navigator de pacienți, este vorba de, în Statele Unite există școala mare de navigație a profesorului Freeman, este o meserie care s-a gândit în ideea de a ajuta pacientul să înțeleagă foarte repede diagnosticul, să se mobilizeze și să știe ce trebuie să facă. Deci ce fac? Pun una pe telefon și sun la un astfel de navigator de... Puneți una pe telefon, sun alta, până una alta. Există această discuție și îmi pare extrem de bine că m-ați invitat ca să fac o precizare. Deci, navigatorii pe care doresc eu să-i pregătesc, trebuie să fie la fel ca mine. Adică, este vorba de o persoană care stă într-un spital, care petrece 8, 10, 12 ore în spital și îi ajută pe pacienți. Pacienții ajung că au sunat, că le-a dat cineva numărul, că au văzut pe un site, că a primit numărul de la un alt pacient care a beneficiat de acest program, că a primit numărul de la medic. Deci stă în spital. Eu știu că sunt foarte multe persoane care fac această îndrumare. Dar trebuie să ai studii medicale pentru așa ceva? Nu, nu. Dumneavoastră nu sunteți medic, nu? Eu nu sunt medic, fac acest lucru de 15 ani. Am avut privilegiul să fiu directorul executiv al Fundației Renașterea Mihaela Joană timp de 11 ani. Așa am avut și această oportunitate de a ajunge în Statele Unite și a face această școală. Mi-a plăcut mult domeniul medical, am învățat, m-am trainuit, am luat lecții de la medicii cu care am lucrat. Deci, practic, ar fi un asistent personal al pacientului din momentul în care ajunge acolo. Da, haideți să zicem asistent personal, dar eu am ținut foarte mult ca această meserie să fie implementată la fel ca în sistemul internațional și să se numească navigator de pacienți. Uh-huh. Așa zice în engleză exact? Da. Ce traducere? Da. Și de unde găsiți puterea să lucrați cu pacienți, că înțeleg că sunt pacienți cu probleme foarte grave. Da, eu sunt numai pe zona de oncologie. Poate că, privind așa din afară, m-am obișnuit. Mă motivează foarte tare faptul că am fost un om care am învățat tot timpul bucata aceasta medicală. Sunt de folos și faptul că oamenii sunt mulțumiți și se simt foarte bine în programul de navigație al Asociației Amazonia, mi se pare un lucru extraordinar. Și mă motivează să mă apuc în fiecare zi să fac acest lucru. Văd că afară e de 30 de ani. Am găsit De 30 de ani. Da. Și cum, adică, nu știu, aveți un pacient, da? Și să înțelegem practic... Practică, situația arată așa. O să luăm o chestie concretă. Da. Da? Profesorul Cătălin Vasilescu din Institutul Clinic Funden sună și spune: Victoria, am nevoie de ajutor, am un pacient de 25 de ani, diagnosticat în altă parte, este o situație gravă, pacientul e foarte rău, vrei să vezi și tu, să vorbești cu pacientul, să vezi și foaia, poate ai și tu o idee în plus. Deci poate lucra și din partea cealaltă, să vină și din partea doctorului. Sigur că da. Deci sunt mulți doctorii cu care lucrez eu în momentul acesta, după 15 ani de făcut acest lucru,
sunt cei care au înțeles care e partea mea, au recunoscut-o ca fiind în regulă pentru sistemul din România și lucrăm împreună. Nu e vorba că eu mă duc spre medic neapărat și medicul vine spre mine. Deci poate și invers traseul. Eu mă duc, văd pacientul, am văzut pacientul, pentru că e un caz recent acum și am spus la cum arată imagistic, poate că ar trebui totuși să mai încercăm să luăm o biopsie. Poate băiatul ăsta are șansa să aibă limfom, nu un sarcom. Și a spus, în regulă, haide să luăm și biopsia și să vedem ce rezultat avem. Și atunci, deci, iei biopsia, ție ți-ar trebui 2 săptămâni sau 3 săptămâni să obții rezultatul. Atunci suni, cine e cel mai bun pe limfom? Că tu asta vrei să verifici. Doctorița Camelia Dobrea. O suni, o rogi, ea în 2 zile îți spune, din păcate, nu este limfom. Luați-l, este sarcom, trebuie să aveți în vedere să înceapă chimioterapia. Deci, despre asta vorbim, despre reducerea de timp și o mediere și o relație foarte bună cu medicii. Sunt medicii care fac parte din acest program de navigație, au înțeles că navigatorul nu este o piatră de moară. Exact. Medicul vine și îmi spune mie ce tratament o să facă pacientul și eu le-o pe pacient și timp de o oră și jumătate explic ce tratament va face, câte cure de citostatice o să aibă, ce o să se întâmple, dacă se simte bine sau rău, sau că poate să sune noaptea dacă îi se face rău. Deci cumva despre asta vorbim. Medicul mai mult timp pentru alți pacienți, exact. Degrivesc de alții. Gândiți-vă că totuși în oncologie discutăm e doar pentru oncologie? Foarte grave. Eu sunt numai pe oncologie. Eu numai aici m-am trăinuit în zona de oncologie. Da, am plecat pe zona cancerului de sân. Dar chiar de ce ați plecat pe zona asta? Pentru că ați avut pe cineva apropiat? Pentru că Fundația Renașterea a fost cea care a adus în țară programul de prevenție pentru cancerul de sân și pe urmă l-a extins și la zonă genitală și acolo am lucrat și așa am început. M-am retras acum 5 ani doar pentru că vreau să fac doar acest program. Ce costuri implică din partea, adică sunteți angajată? Nu implică costuri, nu. Nu sunt angajată a Spitalului Institutului Oncologic și nu implică costuri din partea pacientului. Nu implică costuri din partea pacientului. Asociația Amazonia are grijă să obțină sponsorizări pentru a putea plăti tomografii, tot soiul de lucruri care sunt necesare. Asta intră în sarcina noastră să ne descurcăm. Și cu ocazia asta pot să spun că o mare firmă de cosmetice din România, care este la fel alături de zona aceasta oncologică, a fost întotdeauna sponsorul nostru, iar acum a venit și a spus avem nevoie și de o școală ca să fabricăm niște navigatori. Avem o sponsorizare de la ei, începem școala de navigație cu 3 noiembrie. Uh-huh. 3-4 noiembrie, 3-4, 10-11, prima serie, sunt înscriși oameni și pentru a doua serie. Ce anume? Cum sunt plătiți? Că dacă fac o muncă trebuie. Deci, ideea este următoarea. Noi, pentru că eu sunt pe zona de oncologie, am spus o să fac un prim tronson. De ce? Sunt mulți oameni care vor să facă cursul, dar care nu știu exact ce înseamnă. Gândiți-vă că pe oncologie este un impact emoțional foarte puternic. Sunt oameni care au venit să facă practică la mine și după 5 luni, 6 luni au spus e o chestie pe care n-aș face-o indiferent cu cât aș fi plătit. Nu vreau să mă încarc cu problemele altora. Și atunci am spus o să dăm drumul, mai ales că mai avem de reglat niște standarde ocupaționale și vom obține diploma finală de la Ministerul Muncii de acreditare și atunci acești navigatori, după terminarea 200 de ore de curs, vor obține o diplomă oficială. Recunoscută. Exact, recunoscută, în moment în care vom face o solicitare, dar sunt convinsă că există deschidere ca să apară acest sistem de navigație și în spitale să apare posturi, în clinici, la fel, și oamenii să se poată angaja cu această diplomă. Dar pentru că e o zonă sensibilă, am zis dăm drumul la primul tronson, vin oamenii, fac parte din această parte teoretică din acest curs, se familiarizează cu zona medicală, există suport de curs în care există tipurile de cancer, protocoale care trebuie învățate. Nu poți să discuți cu un pacient care a dezvoltat o boală, un cancer și să, doar să-l încurajezi și să-i spui lăsați că o să fie bine. Nu, omul ăla așteaptă niște lucruri. Eu știu foarte clar. Exact, eu știu foarte clar că acești navigatori nu se pot face nici în 30 de ore și nici în 200 de ore. Dar ne adresăm
Lăsăm celor care doresc să practice această meserie, deci în consecință vor să învețe. Sunt persoane care s-au înscris acum la curs și care au spus: nu vreau să practic meseria, vreau să știu mai mult. Și cum mă duc să fac un curs, da, nu știu, de ceva, de orice, în terapie informat, complementare, nu, ceva, informatică, da? Vreau să fac și cursul ăsta, da, să fiu mai informat. Mi se întâmplă ceva în familie, să știu ce am de făcut. Acum că mi-ați povestit și m-am lămurit, îmi aduc aminte din toate scenele de film pe care le-am văzut că nu medicul se duce niciodată la pacient, ci este un om care creează legătura asta între... Da, deci există această verigă și asta dorim să facem și noi în România, da, și sper să și reușim. Deci 3-4 noiembrie. 3-4 încep noiembrie. Unde poate vedea lumea și unde se poate înscrie dacă mai vor să vină? Există un site, da, există un site și pe prevenirecancer.ro există această informație și pe Office... Aron, Facebook-ul Office, sau? Da, și pe Facebook și pe Office Arond Amazonia liniuță navigators.ro. Există date. Dacă vor găsesc. Da, dacă, exact, dacă vrei găsești. Cursurile vor fi la Catedra de Oncologie din Institutul Oncologic București. Și baftă multă. Și baftă multă. Deci, navigator de pacienți. Da. Așa se numește Victoria Asanache, cea care ne-a povestit astăzi mai multe despre... o meserie nouă, unde trebuie să ai niște nervi foarte tari și, nu știu, voință, putere, da, și emoții, optimism. Vă mulțumim frumos și baftă la cursuri. Mulțumim.